Eu pot să vă arăt, domnul Vasilache, acum o sumedenie de grile votate. Nu vreau să fiu reprezentantul. Eu nu reprezent, pur și simplu văd că dumneavoastră sunteți cam agresivă. Nu, eu am citit foarte, dar nu sunt agresivă deloc. Eu vreau să știu ce votez. Pentru că dacă votez la Radio 1 și este un Radio 1, respectiv, trebuie să știu ce ne propuneți. Dacă vin cu o bilă serioasă, dacă vin cu un proiect serios, eu vreau să văd, pentru că să-mi povestească reprezentantul ce au de gând să schimbe. Noi nu le acordăm acum lor licență de emisie. Noi facem doar o cesiune de licență a unei licențe existente. Da, da. O grilă de ar fi corect să așa de riguros. Cum adică n-ar fi corect? Noi suntem eu, dacă îmi permit, doamnă ședință, atunci când este vorba de un radio, noi am discutat de o sumedenie de ori la ședințele publice. Grila lor trebuie să fie simplificată la maxim, pentru că, pe deosebire de televiziune, unde este o grilă fixă și foarte complicată, la radio des ori se întâmplă schimbări de emisiuni. Dar nu-i cazul. Este cazul. Și eu sunt de acord cu acest lucru. Doamna Albu, noi am votat o sumedenie de grile și eu consider că am votat corect, când am votat grile de radiouri simplificate. Pentru că ca ei, radiodifuzorii, să aibă o mai mare posibilitate de a manevra în interiorul acestei grile. Atunci când nouă ne prezintă un radio, o grilă pe secunde, și pe urmă, el este uneori monitorizat și un DJ n-a putut să participe acolo 5 minute la o anumită rubrică. El este sancționat pentru asta, ceea ce mie mi se pare incorrect. Domnul Hovati, monitorizarea cum se face în baza concepției? Monitorizarea se face în baza concepției generale, ca atare. Și? Dar grila de emisie se prezintă ca noi să știm ce o să fie în emisia postului respectiv. În situația de față, 24 de ore, este în procedură în 5 poziții, care este scris să porniți pe gume, ce fel de emisiune asta, ce rubrici include, nicăieri nu este scris. Dar de ce noi nu ne indignăm că nu astfel de grilă nu ne prezintă Pro-FM? Domnul Mihalache, domnul Păcăznău, pentru că Pro-FM este Pro-FM. Eu de când sunt membru CCA, o astfel de grilă din 5 poziții nu am văzut la nimeni. Sincer vă spun, obiectiv. Hai eu să vă arăt. Domnul Mihalache, eu lăsăm grila într-o parte. Dar ce vă la mine vă mă interesează, vreau să vă zic de articolul 26, care spune că cesiunea se face cu condiția că nouul titular își asumă toate obligațiile care curg din licență. Vreau să știu de ce, iată, cei care vor să obțină licența pentru CTFM nu preiau și grila pentru care noi am votat în concurs. Eu nu numai asta, deci da. Nu, dar și asta. Asta e în cort. Asta e în cort. Pentru și cu ele trebuie să dăm la domnul Mihalache inclusiv. Dar eu nu pot să vă răspund. Și domnul Mihalache inclusiv. Eu nu pot să vă răspund. Eu... Așa, noi am trecut la discuții și la întrebări, doamnă. Am găsit foarte multe contradicții, da. Deci parcă este numai autocon. La discuții, deja? După care auzim și că propune. Este... Da. Da, deci noi deschidem al capitol. Da, am deschis, da. Discuții și propuneri, doamnă Vasilache. Domnul Mihalache, eu deschid la început. Eu vreau să înțeleg. Deci eu vreau să știu ce votez. Și eu găsesc foarte multe contradicții. În primul rând, concepția generală. Parcă e vorba numai de producție autohtonă, dar mai târziu, tot în aceeași, spune că vor fi monologuri cumpărate, aduse de Rusia. Asta nu mai este autohton, deci asta este proprie. Deci trebuie să ne... Și proprie și autohton. Mi-a scris 100% proprie și 100% autohton. Eu nu știu cât va fi propriu și cât va fi autohton. Și câți umoriști avem noi, că dacă înțeleg eu, domnul Urschi nu o să vedea voi emisiunile sau monologurile dumnealui. Deci respectiv rămân foarte puțin, rămâne Teatru Satiricus, nu știu cât de umoriști sunt la Teatru Satiricus. Eu am o părere a mea subiectivă. Eu cred că trebuie făcute emisiuni umoristice foarte multe în cadrul altor radiouri. Dar nu este vorba de un radio specializat în umor. Păi se numește, asta e denumire, asta nu înseamnă că el specializat în umor. Nu sunt foarte bine, dar eu vreau să am un proiect. Dar ce voi lăsați pe aici n-ați venit cu așa idee? Trebuie să vin cu așa idee. De ce n-ați venit la asta? Eu am venit. Unde? Nu e scrisă ideea noastră. Care idee? Eu nu vreau să vă convinc pe dumneavoastră și nu vreau să fiu agresivă. Eu acum îmi motivez votul meu. Pentru că asta trebuie să facem fiecare dintre noi. Eu îmi motivez votul. Corect, nu. Dați-mi să motivez eu votul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că aveți dreptul la opinii.
Că vă place, înseamnă că vă place noastră. Asta e părerea mea personală, n-am spus-o acum, nu îi impun nimănui. Asta este subiectiv și... Așa, doamna Vasilache, v-a zis că s-a pronunțat, de încă ați nebrit, domnul Pocaz, mai poftim. Eu m-am pronunțat și eu, în principiu. V-ați pronunțat, da? Da, referitor la grilă și la... Eu consider că ar trebui puțin perfectate. Ceea ce ține în deoseb de grilă de mis, toate neconcordanțele să fie aduse 100% corecție și după asta să mai studiem o dată problema în cauză. Da, doamna Alvor. Eu, în general, aș propune, iată, solicitanților să vă retrageți acum, ca să nu avem o decizie de refuz, să vă retrageți proiectul, să-l perfectați în conformitate cu tot ce s-a spus aici în ședință, faceți un proiect mult mai detaliat, mai amănunțit, în conformitate cu... cu legea, cu articolul 26, uitați-vă în grila de la CTFM, ce puteți prelua, trebuie să preluați ceva din condițiile licenței anterioare, ce puteți prelua și încadra în proiectul și dumneavoastră și o să fie în general pretenție. Domnul Hoan, dă-mi voi să termin. Poftim, poftim. Asta este propunerea mea. Eu am opinia mea. Așa, nu vă să-ți termină, da, doamna? Da, doamna, am vă terminat ce dorești în continuare, da, domnul Mihalache? Noi, în continuare, asistăm la tactica și politica dublilor standarde în acest ceas. Este vorba de o cesiune de licență, nu de la un post de radio specializat, la unul generalist sau specializat în alt domeniu. Este vorba de cesiunea licenței care este practic una la una, doar cu schimbarea parțială a grilii și cu schimbarea denumirii. Nu-i parțială. Dumneavoastră aveți acum, puteți să faceți comparație între grilii? Am studiat dosarul jos. Bravo. Da. De ce n-avem? Este vorba de cesiunea practic unul la unul. Repet, eu pot să-mi spun poziția. Eu poziția, pot să-mi spun? Pe 12 pagini. Sau aici, când eu pe cineva fac replică, pe mine mă închid, dar eu aici nu pot să spun. Eu sunt de acord că aici există o mică confuzie când este vorba de producție autohtonă și producție proprie, dar eu repet și am repetat de 100 de ori că vina aparține nouă, pentru că este, există o confuzie în general între radiodifuzori, ce înseamnă producție proprie și ce înseamnă producție autohtonă. Ei vrând să ne demonstreze că ei vor face tot ce pot și va fi cât mai multă producție autohtonă, indică 100%. Normal că 100% se referă, eu presupun că la producție proprie, dintre care eu nu știu cât va fi producția autohtonă și restul va fi achiziționat, adică va deveni proprie. Ce intră în totalitate este în conformitate cu codul audiovizual, care indică producții proprii și autohtonă o pune la egală măsură. Acum, dacă noi facem niște paralele, eu repet, este vorba de o cesiune practic unul la unul, într-un post generalist și alt post generalist, cu schimbarea denumirii. Asta nu este vorba de schimbarea unei concepții în totalitate, când este vorba de un post de radio, cum este scăpărit pentru copii, pentru un post pentru femei. Aceea cesiune acolo poate fi discutată, cesiune care a fost aprobată de către CCA. Aici este vorba de o cesiune, cu tot diferit, este practic un la unul, da, cu mici deficiențe, da, cu mici excese. Domnul Nicolae, eu am propus să se retragă acest proiect ca să nu fie o decizie de refuz, să-l ajusteze la una și noi îl votăm, dar să fie un proiect legal. Dar nu așa cu cât procente, în ce limbă se va difuza, de unde se va lua. Să fie o neclaritate. Și grila postului proprietar, pentru că ați putem compara, pentru că eu n-am cu ce compara, de exemplu.